cu povestea unei românce care de 5 ori a devenit Miss Fitness Universe. Și pentru că devenea plictisitor să devină și a 6 ori, a zis: hai să fac ceva mult mai important, mai temeinic. Și a făcut un copil. Bună seara, Anca Bucurie cu noi. Bună seara, Mihai. Ai devenit mamă pe 31 august. Așa este. Știu foarte multe fete care își fac niște griji de nedescris. O să rămân însărcinată și toate pătrățelele astea ale mele și tot trupul ăsta lucrat în ani de zile se va alege praful de el. În cazul meu și-au făcut griji și ceilalți, adică, sau nu, ceilalți, nu eu, cam asta a fost. Nu mi-am făcut astfel de griji, am savurat această binecuvântare la maxim, a fost pentru mine. Cumva s-a întâmplat la momentul potrivit, eu zic că asta a fost, nu știu, lucru care m-a făcut așa să fiu liniștită și să fiu împăcată cu mine, că... Evident, atunci când mă pregăteam de competiții și eram așa în plină savară de competiții și performanță, nu aveam astfel de gânduri, așa că nu le-am amestecat, nu știu. Da, aș vrea să facem o paralelă între ce înseamnă să devii Miss Fitness Universe și să pregătirea pentru a deveni mamă. Că vorbim într-un fel sau altul tot de perfecțiune, în cazul concursurilor de fitness, de perfecțiunea trupului, în cazul maternității, de perfecțiunea pe care o poate atinge o femeie. Încercarea, da, de a fi mamă. Eu sunt acel tip de persoană care trăiește prezentul și pentru mine este foarte important să fiu împăcată cu alegerile pe care le fac și să, nu știu, să savurez așa momentele și pasiunea pe care o am. Mi-este greu să fac o comparație între cele două. Știu și în momentul în care câștigam aceste trofee și mă întâlneam cu mame, îmi spuneam că ăsta va fi cel mai important trofeu și le spuneam și atunci: până o să ajung în momentul acela, mă bucur de trofeele pe care le am acum, pentru că mă fac să mă simt împlinită. Evident că acum, fiind mamă, se declanșează acolo niște chestii și cumva vezi lucrurile, nu neapărat altfel, dar din alt unghi. Însă nu vreau să le amestec, sunt două chestii diferite. Să fiu mamă este... așa, mi se pare... Am văzut că ești cu Rareș în parc, faci exerciții în timp ce e prin căruciorul. Da, da, din fericire avem acolo spațiu aproape de noi, ieșim din bloc și ne putem desfășura, să zic așa, ceea ce a fost minunat pentru el, mai ales în primele două luni, a prins și vreme și mama... S-a putut... Și te-ai întors să ții și clase la sală, da, deja? Păi am avut clasă la 6:30, am predat o clasă de cycling, am ajuns acasă la 8 și ceva, am lăsat lapte pentru cel mic. Astăzi. Pentru că alăptez, da. Wow. L-am lăsat la rece, în frigider, pentru că el dormea și a venit la voi. După cât timp te-ai întors în sală să predai? După naștere. 6 săptămâni după ce am născut, da, da. Deci am început de 2 săptămâni să predau. Mișcarea am început să fac după o lună. Dar ușor. Ușor, da. Puteam să fac poate și mai devreme, cumva fiind așa corpul meu pregătit pentru tot felul de provocări, dar mă simțeam epuizată, mă simțeam obosită și cumva mi-am spus eu: nu, prima lună nu fac nimic, las așa, toate lucrurile să se întâmple de la sine. Adică chiar dacă am făcut sport toată viața și multă lume îmi spunea: a, dar ești refăcută, mă vedeam, mă plimbam cu copilul după câteva zile, l-am scos afară și îmi spuneam că mi-am revenit și că, wow, când te apuci de antrenamente și zici: stați puțin, și mai las timp pentru mine. Mai există vreun obiectiv în ceea ce privește competițiile de fitness acum? Îmi doresc să mă întorc pe scena mondială, este în continuare o pasiune a mea, nu știu, am lăsat-o deoparte și acum cumva, pentru că încerc să-mi reintru în ritm. Ai câștigat anul trecut, nu? Da, Miss da, Fitness. Da, am câștigat anul trecut al 5-lea titlu, Miss Fitness Universe, în Miami. Și în 2019 crezi că îți dorești al 6-lea titlu?
eu nu am crezut că voi avea 5 titluri. Adică am început să fac sport de mică de la vârsta de 3 ani. Cumva am avut așa un parcurs frumos și mi-am urmat pasiunea. Am făcut parte din lotul național de gimnastică aerobică. Am avut și acolo participare la campionate mondiale și medaliat. Adică cumva mi-am antrenat și consumat așa energia. Cumva anii m-au adus în faza asta în care am combinat job-ul cu pasiunea și din fericire am putut să fac treaba asta. Dar e greu să revii la pătrățele după naștere? O să văd acum, o să vă zic cum. Dar am când să te mai întrebăm? Când să te mai deranjăm? Mai lăsați-mă să treacă sărbătorile. Și după aceea. Da, nu e imposibil. Adică am foarte multe exemple și pe scena fitness-ului, să zic așa, mă întâlnesc, uite, chiar și în această poză, tipa blondă este mamă, deci are 2 copii și arată așa. Adică pentru mine aceste femei sunt niște inspirații și vreau să fiu și eu la rândul meu. Chiar dacă sunt au fost locuri 2-3 sub tine. Da, da, exact. Adică, să știi că nu mă gândesc să mă întorc în competiții neapărat să câștig. Nu mă supăr dacă mai iau un titlu, adică să fim serioși. Dar vreau să, cum ți-am zis, să trăiesc așa momentul, să mă bucur de ce e acolo, pentru că pentru un sportiv care iubește ceea ce face, momentul în care se află pe scenă este unic pentru el și eu de asta am nevoie, de adrenalina aceea, de încrederea pe care mi-o dă momentul acela și nu știu, e momentul meu de sclipire, știi, și cumva mai mult vreau să fac treaba asta pentru sufletul meu. O întrebare pentru Miss Fitness și o întrebare pentru mama Anca Bucur. Ce o să mănânci de sărbători? Ce știi sigur acum că trebuie să ai pe masa de sărbători, având în vedere că ți-ai propus ca target după sărbători să revii? Cozonac. Cozonac. Și întrebare pentru mama Anca Bucur. Ce vrei să spune Rareș despre tine peste, nu știu, hai să zicem, clasa întâi, când întreabă învățătoarea ce e mama lui? Aolo, ce întrebare... Cum mai vrea să te descrii? Avem fix 15 secunde și terminăm emisiunea. Că mama mea este cea mai bună prietena mea. Ce fain. Mulțumesc mult de tot. Anca Bucur!